Nici jocurile pe calculator și nici desenele animate nu i-au ținut pe copii departe de cărți. Mii de copii trec pragul bibliotecii ca să împrumute cărți sau să le studieze în timpul liber, chiar în incinta instituției. Și au de unde alege. Secția pentru copii a bibliotecii Cristian Tell dispune de o mulțime de genuri literare. Fiind o filială pentru copii, avem predomină cel mai mult cărțile pentru copii, dar bineînțeles că îi ajutăm și cu școala, adică avem și de literatură română, bibliografiile școlare, chiar și cărți universale care pot să le citească în timpul liber, literatură universală și pentru adulți și domenii, istorie, geografie, artă, filozofie, toate domeniile. Copiii participă și la concursuri interne, unde au ocazia să-și etaleze cunoștințele dobândite în urma lecturii. La ce concurs particip tu în această perioadă? La Ai carte, ai parte. Și în ce constă acest concurs? Au fost pregătite anumite întrebări despre mari creatori, scriitori, poeți români și întrebări din viața acestora, biografia lor. Cum îți pregătești tu răspunsurile pentru aceste întrebări? Doamnele bibliotecare au pregătit special niște fișe despre acești scriitori. Și ni le-a dat să le rog să le-am citit și ne-am pregătit. În ce an a fost inaugurată Bojdeauca lui Ion Creangă? Răspunsul îl știi? 1918. Și acum ai primit un punct pentru acest răspuns. Da. Copiii care vor să se înscrie la bibliotecă trebuie să meargă împreună cu părinții la secția pentru copii a bibliotecii Cristian Tell. Odată familiarizați cu atmosfera de la bibliotecă, micuții pot merge și singuri să citească sau să împrumute cărți.